Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Paul Țoța și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Tema emisiunii noastre de astăzi este legată de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara și vom discuta despre activitatea acestei instituții, subiect pe care îl vom dezbate împreună cu doamna Nemona Doda, care este purtător de cuvânt al ISU Hunedoara. Bună ziua și bine ați revenit la noi! Bună ziua, bine v-am regăsit! Iată, pe dumneavoastră vă găsesc într-un alt post de televiziune. Ne-am întâlnit ultima oară acum un an și ceva la un alt post. Exact. Și discutam atunci despre activitatea instituției dumneavoastră și de ce este important să cunoască... Și iată că am reluat discuția. Exact, eu zic că o continuăm, poate. Continuăm. De ce e important să cunoască publicul larg noțiuni legate de situații de urgență și de modul în care pot să supraviețuiască unor calamități. Subiectul este foarte amplu. Știu că instituția dumneavoastră de fiecare dată încearcă să informeze populația legat de anumite metode în care ar putea să se protejeze în cazul anumitor probleme legate de siguranță și nu numai. Dar aș vrea, dacă sunteți bineînțeles și noastră de acord, să discutăm puțin și despre educația în domeniul ISU. Consider că e important în epoca informației să discutăm despre educație, mai ales în domeniul situațiilor de urgență, pe care mulți le ignoră. Nu cred că le ignoră, chiar nu cred chestiunea asta, pentru că din ce în ce mai mulți oameni învață faptul că odată ce ai informația și odată ce afli cum te poți proteja de diferite tipuri de risc, în măsura în care îți crești acest nivel de informație, exponențial, practic, îți protejezi viața, îți protejezi avutul, îți protejezi familia. Cred că încet, încet genul ăsta de mod de abordare a vieții începe să pătrundă în mentalul colectiv și, normal, lucrurile încep de la vârste mici. De altfel, noi avem un proiect care se continuă de ceva timp, de educare și de familiarizare a copiilor și a elevilor, fie de gimnaziu, fie de liceu, cu tipurile de risc care există în județul Hunedoara și cu modalitățile de a face față acestor probleme care pot apărea într-un moment sau altul. În acest sens, pe lângă faptul că la nivel național Inspectoratul General pentru Situații de Urgență de câțiva ani derulează o campanie foarte importantă și o campanie care a ajuns prin intermediul mass media în casele oamenilor, este o campanie demarată împreună cu o societate de distribuție a gazului sub egida unui motto foarte interesant: împreună pentru siguranță. Practic, campania a început în urmă cu câțiva ani, poate vă aduceți aminte, primele spoturi, foc, flăcările omoară copii, au fost promovate destul de bine de posturile naționale și locale de televiziune. A continuat cu risc, renunță, improvizațiile sunt catastrofale și iar acum este în derulare un alt segment al campaniei: siguranța nu este un joc de noroc. Conceptul acestei campanii a plecat de la faptul că foarte multe dintre incendiile la care noi intervenim pentru lichidare sunt produse în locuințele private și majoritatea acestor incendii sunt generate de scurt circuitul electric sau de improvizațiile la instalațiile electrice sau la instalațiile de încălzit. Din păcate, multe victime, fie că vorbim despre intoxicați sau vorbim de răniți cu arsuri sau chiar de decedați, din păcate mulți dintre aceștia au fost copii. Tocmai de aceea campania se adresează maturilor, desigur, dar include și segmentul acesta de multe juvenil. Ori se întâmplă ca cei mici să îi tragă de mânecă pe cei mari și să le spună, cum era și într-unul din clipurile dumneavoastră, mi-amintesc, tati, dar e sigur, ceva de genul acesta, mi-amintesc, era unul dintre clipuri, e sigur să repar tu aragazul, da, mă pricep, e sigur. Sigur, da, ați văzut în acel clip, practic, tatăl atunci când repara aragazul, practic monta o bombă în casa respectivă.
Da, copiii sunt foarte receptivi și deschiși la informația pe care noi le oferim. Practic, colegii mei de la Inspecția de Prevenire fac, să nu fie mult spus, pelerinaj, dar practic ajung aproape în fiecare școală din județul Hunedoara și diseminează aceste mesaje foarte, foarte importante. Sunt organizate cu copiii lecții deschise, sunt implicați în exerciții de evacuare din școli, află care sunt principalele tipuri de risc și cum pot face față acestora sau cum pot lupta cu ele. Și nu în ultimul rând, copiii județului Hunedoara în fiecare an sunt implicați în două concursuri destinate lor. Este vorba de concursul Prietenii Pompierilor, intitulat Prietenii Pompierilor și Cu viața mea apăr viața, un alt concurs destinat elevilor atât de gimnaziu cât și de liceu. Constat cu plăcere că în fiecare an numărul elevilor care sunt implicați în aceste concursuri este tot mai mare. Sunt niște concursuri de altfel cu tradiție mare, de peste 30 de ani pompierii organizează genul acesta de interacțiune cu elevii și se pare că este un lucru foarte bun. Și un lucru foarte important, aș zice eu, pentru că toată educația asta în domeniul protecției în cazul situațiilor de urgență nu poate să fie decât pozitivă. De ce? Pentru că poate nu o conștientizezi în momentul în care ți se aduce informația, însă în cazurile limită, cu siguranță, cei care sunt educați vor ști să reacționeze bazându-se pe instinct sau bazându-se pe informația care vor observa că așa parcă de nicăieri le vine în minte și reușesc să scape poate din situații limită. Se discută foarte mult de modul în care trebuie să reacționezi în cazul incendiilor sau în cazul inundațiilor, pentru că am văzut cazuri de oameni care nu-și părăseau casa în momentul în care erau atenționați fie de către autoritățile locale, fie chiar de către membrii ISU, reprezentanți ISU, că e pericol și în câteva minute s-ar putea să vină viitura sau, știu, o apă rapidă, puternică peste casa lor. Mulți stăteau acolo, nu cred eu, păcăleală, și până la urmă se întâmplau lucruri negative. Iată, dacă totuși ești educat și știi să faci diferența între glumă și partea serioasă, s-ar putea chiar să-ți salvezi viața în anumite momente, aș zice eu, așa, ca un necunoscător al subiectului. Da, așa este. Dacă vă referiți acum la inundații, sunt, da, cazuri, din păcate, de persoane care, în ciuda avertizărilor venite din partea meteorologilor, în ciuda ordinului de evacuare emis de comunitățile locale, refuză să își părăsească locuințele. Nu este deloc recomandabil să facă așa ceva. În cazul în care există un ordin de evacuare, acesta trebuie respectat, pentru că cea mai importantă valoare este până la urmă viața și în cazul în care ne aflăm sau o anumită localitate se află într-o zonă inundabilă și vine un asemenea ordin de evacuare, omul trebuie să fie pregătit să își ia strictul necesar, eventual să-și salveze animalele și să se evacueze într-o zonă indicată de autoritățile locale. De obicei sunt zone mai înalte din apropierea acelor localități. Acum, cel puțin în județul Hunedoara... Care ar fi riscurile în județul Hunedoara? De calamități sau de anumite probleme? Eu cred că e important să discutăm acest lucru. Da, este foarte important. În județul Hunedoara nu au mai fost inundații catastrofale ca în anii 70 de niciun fel. Practic, din fericire, da. Atât de ample ca în anii 70. Este adevărat. Dar acum trebuie să privim... Trebuie să recunoaștem, în fiecare an au fost zone inundate, au fost zone cu probleme. Este adevărat, dar
foarte puțin datorită revărsării sau din cauza revărsării râurilor. După ce Mureșul a fost înviguit, după ce a fost demarată o campanie destul de importantă de regularizare a râurilor din județul Hunedoara, aceste ieșiri din matcă au fost din ce în ce mai rare și au provocat pagube mai restrânse decât în anii precedenți. Trebuie asta să înțelegem că și riscurile au scăzut. Da, dar pe de altă parte ne confruntăm cu inundații punctuale. Este un tip nou de inundație și asta vreau să vă spun. Vă rog. Că inundațiile pot fi de mai multe feluri. Pot fi generate de ploi torențiale care se manifestă punctual în anumite zone. Sunt foarte imprevizibile genul ăsta de căderi masive de precipitații. Aceste inundații, după cum v-am spus, sunt imprevizibile pentru că acumularea foarte mare de apă în atmosferă este imprevizibil unde va cădea. Se întâmplă să cadă poate în zonă montană sau în zonă împădurită, în apropierea localităților și dacă această cantitate depășește 40, 50, 60, 70 de litri, poate ajunge și la 100 de litri pe metru pătrat, vă dați seama că acea cantitate enormă de apă trebuie să se scurgă undeva și dacă localitățile se află în preajma acestor viituri, se produc dezastre importante, sunt pierderi importante. Spuneți de zone împădurite, dacă e o zonă defrișată, e mai grav pentru că pot apărea și alunecările de teren pe lângă toată discuția asta, nu? Exact, aceste inundații, acest tip de inundații, putem spune că a apărut și ca urmare a defrișărilor masive produse în pădurile românești. Pădurea, copacii erau un stăvilar natural la aceste căderi masive de apă. Lucrurile s-au precipitat în sensul în care s-a exploatat intensiv pădurea și au rămas zone dezgolite de vegetație care pot favoriza genul ăsta de torenți. Cum ați auzit, torente sau scurgeri de pe versanți, exact despre asta discutăm, despre inundațiile punctuale care provoacă pierderi deosebit de grave. Bun, și un alt tip de inundație? A spus că sunt trei categorii. Prima ar fi asta, punctuale, date de ploi. Care ar fi? Da. Care există, în acest caz, inundațiile acestea provocate de torenți sunt rapide, cu o cantitate foarte mare de apă, într-un timp foarte, foarte scurt. Mai există și inundațiile produse pe fluvii sau pe râurile importante. Acolo nivelul apei crește mult mai lent, de aceea se și poate emite ordinul de evacuare. Ați văzut Dunărea și afluenții Dunării în Serbia și în celelalte țări a produs pagube importante, dar creșterea... Nu, au fost creșterea, atât de multe probleme din punct de vedere uman, să spun, pierderi sau animale. Au fost, din păcate, pierderi de vieți omenești, însă au apucat oamenii să se evacueze tocmai pentru că această creștere a nivelului a fost mult mai lentă. Asta se întâmplă în cazul râurilor sau fluvilor. Și mai există inundațiile metropolitane pe care le-am observat și noi în orașele și municipiile noastre. Da, ape pluviale. Da, e o cantitate atât de mare de apă care cade într-un interval foarte scurt de timp și pur și simplu nu poate fi preluată de sistemul rețeaua de canalizare existent. Da, astea sunt cele trei tipuri de inundații. Acum, chiar victime în urma inundațiilor metropolitane în România, nu cred că au fost cazuri, nu știu. Au fost doar pierderi. Pierderi materiale, eventual, da. Este totuși o problemă aceasta furtunilor, pentru că auzim foarte des despre cazuri în care apar aceste probleme, aceste furtuni și, din păcate, mulți oameni, chiar dacă supraviețuiesc pentru o anumită perioadă de timp, ulterior își pierd viața, ori
din cauza frigului, ori din cauza faptului că până ajunge cineva la ei să-i salveze, nefiind pregătiți, nu au anumite, să spun eu, metode sau nu cunosc anumite lucruri în așa fel încât să se salveze. Și de asta aș vrea să abordăm și un subiect care am văzut foarte rar abordat în media, și anume kitul de supraviețuire. Știu că ISU întotdeauna încuraja populația să dețină un kit de supraviețuire. Nu sunt sigur dacă nu și legislația prevedea anumite elemente. Vă rog să ne spuneți mai multe lucruri despre acest aspect. Da, sigur, încurajăm existența în fiecare locuință, în fiecare apartament a unui asemenea kit de supraviețuire. Când care este de fapt un bagajel, un ghiozdănel, nu? Ar trebui să explicăm și este un rucsac, asta. Un rucsac în care sunt înghesuite acolo o mulțime de lucruri care într-o situație de criză sunt foarte, foarte utile. Și dacă vreți, haideți să numărăm câteva pentru cei interesați. O să dezvoltăm un pic subiectul. Vă rog, eu zic că e interesant. În primul rând trebuie să ne gândim într-o situație în care e un cutremur, apare un cutremur sau o inundație catastrofală și trebuie să evacuăm locuința sau orice altă situație care implică Doamne ferește, nu știu, un camion care transportă material radioactiv, nu? Care, să spunem, ajunge într-o anumită zonă pe unde mai sunt și case, știm că pe drumul național, să știu, pe unde mai se întâmplă și vin cei de la ISU și te anunță, domnule, în 3 minute trebuie să părăsești casa, ce faci? Da, da. De asta zic că este foarte important ca fiecare dintre noi să avem la îndemână un rucsac în care punem odată alimente neperisabile. Mă refer la biscuiți, la o dulceață, la o conservă, la apă, foarte important, foarte important să avem o rezervă de apă. De asemenea, medicamentele... Un litru, jumătate de litru, cât putem duce, nu? Da, da. De asemenea, îmbrăcăminte adecvată sezonului este bine să existe în apropierea acestui rucsac și un sac de dormit, chiar și un cort mic dacă se poate. Apoi o trusă medicală foarte, foarte importantă. Și intrăm într-un domeniu foarte interesant, pentru că auzim de truse medicale și mulți cetățeni spun: îmi iau trusă de auto și golesc acolo, iau niște lucruri ce mi se par mie interesante și restul le las, că oi vedea de ce am nevoie. Ce trebuie să conțină acea trusă? Da, de exemplu, dacă sunt persoane cu boli cronice, trebuie să aibă rația de medicamente așezată acolo pe câteva zile, poate chiar o săptămână. De asemenea, analgezicele sunt importante, dezinfectantele. De asemenea, important este să existe leucoplast, fașă, în cazul în care apar răni sau alte probleme de acest gen. În altă ordine de idei, n-ar trebui să lipsească din acest rucsac un briceag, foarte important, de asemenea un aparat radio cu bateriile schimbate destul de des, pentru că degeaba avem un radio fără baterii sau cu bateriile consumate. Într-o situație de calamitate există metode ca să se mențină transmisia radio și principalele mesaje care se vor emite către populație se vor realiza prin radio. De aceea este foarte, foarte important să existe un radio în acest mă bucur kit. Mă bucur că ați precizat acest lucru, pentru că aveam o discuție cu cineva la un moment dat, căruia explicam exact ce mi-a spus dumneavoastră, discutând despre diverse știri legate de cutremure, că România riscă să aibă un mare cutremur și așa, și spuneam: domnule, dar radio ar trebui, nu, să ai. Și zice: bun, dar cine se imită în cazul în care se duc toate stațiile? Și explicam că există metode din punct de vedere tehnic, da, electronic, de a avea anumite repetoare. Sunt niște dispozitive pe care atât cei de la situații de urgență, cât și alte instituții ale statului le pot instala în anumite zone, în așa fel încât populația să poată comunica și să se poată ține legătură. Da, sigur, există un asemenea sistem. Este o chestiune de siguranță. Ce se întâmplă națională, până la urmă? Exact. Ce se întâmplă cu sistemul de telefonie mobilă în cazul situațiilor de urgență grave, Doamne ferește, de cutremure foarte grave sau alte probleme? Pentru că într-o altă emisiune, acum ceva timp, discutam tocmai de anumite probleme legate de semnalul telefoanelor mobile în situații de urgență.
De exemplu, să vă spun la ce mă refer. Știm cu toții de la fizică din liceu că în cazul exploziilor nucleare, Doamne ferește de explozii la centralele nucleare, în România avem doar una, se întrerupe pur și simplu curentul pe o anumită perioadă. Ce te faci atunci? Dacă se întrerupe curentul, este bine să avem în acest kit o lanternă. O lanternă. Excelent. O lanternă și de asemenea... Și un fluier, nu? Un fluier. Atât de mic este acest obiect și atât de important în, se poate pune în acest gât. Rucsac, da. Da. Dacă poate fi util în mai multe, în mai multe situații, fie că ești prins sub dărâmături în cazul în care, Doamne ferește, apare un cutremur. Și sigur, ești într-o zonă în care poți semnaliza, adică te poți mișca și poți duce fluierul la gură și să emiți niște sunete. Aceste sunete pot fi auzite de salvatorii care sigur vin în ajutorul celor prinși sub dărâmături. Și am văzut în acel caz celebru cu avionul, cu cei trei, nu? Care au fost tot mediatizat, acel caz cu avionul rătăcit în munți și că până la urmă au fost găsiți acei oameni tot de către niște cetățeni care au folosit tradiționale, cum spuneți noastră, lanterne, fluiere, știu ce alte lucruri. Sau în cazul în care suntem pierduți în pădure, la fel putem să ne semnalăm prezența prin fluier, printr-o fluierice. Practic e o fluierice ca și arbitrului de fotbal. Dacă nu ne referim la un fluier lung, ne referim pe care, pe care copiii oricum îl adoră. Am văzut prin oraș chiar mulți copii jucându-se la diverse ocazii, la zilele orașului, cu astfel de fluierice. Da. Deci nu cred că ar fi, da, o mare problemă. Sunt vă propun să revenim la un subiect pe care l-am început, dar nu l-am terminat, și anume acela cu telefonia mobilă. Da. Ce se întâmplă în cazul în care cade sistemul de telefonie mobilă în situațiile de urgență? Știu că 112 funcționează doar dacă cel puțin o rețea de telefonie mobilă este în funcție. Da, în mod normal, serviciul de urgență 112 ar trebui să poată fi apelat de la un telefon mobil care nu are cartelă. Deci, în mod normal, așa. Da, da, dar din câte știu, poate greșesc, vă rog să mă corectați dacă greșesc. Știu că sunt în prezent trei mari operatori de telefonie mobilă. Poate sunt mai mulți, dar trei importanți, să zic, pe piață. În momentul în care niciunul nu are semnal în zona respectivă, din informațiile pe care le am eu, nu te poți conecta la 112. Indiferent, chiar dacă ai cartelă, nu ai cartelă, în sensul că nu ai operatorul care să facă legătura. Vă rog, spuneți-mi dacă mă înșel, că dacă se întâmplă așa, atunci ar putea să devină foarte important acel radio. Chiar... Da, oricum este foarte important acel radio. Că mulți zic, domnule, am telefonul, mai iau radio, am telefonul mobil, smartphone, face de toate, știu și unde mă aflu, dar... Da, asta în cazul în care te poți conecta la GPS sau la un satelit care îți oferă datele GPS, însă dacă nu le poți transmite, este o problemă. Însă nu cred că este util și nici nu cunosc foarte bine detaliile legate de telefonia mobilă. Noi nu gestionăm această parte, noi practic preluăm apelurile venite pe numărul de urgență 112. Și luați măsuri în funcție de... Și luăm măsuri în funcție de ceea ce se întâmplă. Acum nu știu dacă e neapărat o calamitate dacă nu mai merg telefoanele. Da, discutam cu niște copii la un moment dat și spuneam ce crezi că e o nevoie fundamentală a omului, și spuneau copiii calculatorul, internetul, Facebook, astea sunt nevoi fundamentale. Iată că de la nevoia de apă, mâncare, ce spuneați mai devreme, s-a ajuns la nevoia de telefon mobil, nevoia de Facebook. Interesant aspect al evoluției umane, nu? Da, este foarte interesant. Tehnica a evoluat teribil și va mai evolua. Dacă stăm să ne gândim ce se întâmpla în domeniul IT numai puțin de acum 14 ani, în 2000, dacă mai țineți minte, dacă vreau să intrăm pe motorul de căutare Google, toată lumea îl cunoaște și îl folosește, erau doar câteva pagini acolo. Deci lucrurile au evoluat într-un stil exploziv, așa. Exponențial. Exponențial, da. Și este... Și-a spus specialiștii.
Este o realitate, asta este, trăim într-o eră digitală, suntem toți conectați la tot felul de lucruri, însă important este să fim conectați și la informația care ne exact, ajută. Și să facem față în anumite condiții de mediu dacă ne trezim din nou în epoca de piatră, adică dacă ne trezim fără comunicații, dacă este foarte interesant furtuni, ca exercițiu eu, așa nu? Ceva. Da. Deci mai putem să concepem lumea fără electricitate sau fără telefon mobil? Trebuie să o facem. Cel puțin personal putem, fiecare dintre noi putem să o facem izolându-ne undeva la munte, să vedem cum reușim să trăim 2-3 zile fără telefoane și fără tablete. Și fără această viteză. Da. Discutam cu o bătrânică, cu o măicuță de la țară, bătrână, și venise la oraș și întrebă, zice, maică, zice, scrie acolo, zice, fast food, zice, ce-o însemna aia? Și ce să însemne? Mâncare rapidă. Păi de ce rapidă, maică? De ce să ne grăbim? Hai să o luăm așa ușor, românește, nu cum putem noi. Și aici vreau să ajung și anume că până la urmă trăim într-o lume rapidă, o lume informației în care toți suntem conectați la un anumit stil de viață și s-ar putea la un moment dat să ne trezim, că ne dă natura o anumită situație, că nu ne mai descurcăm nici cu telefonul mobil, nici cuptorul cu microunde poate nu mai merge din cauza unor probleme de electricitate și atunci ce-ar fi de făcut? Sau din cauza unei furtuni. Sau din cauza unei furtuni. Se întâmplă, da. Sigur. Să ne întoarcem un pic totuși la kitul de supraviețuire. Vă rog, pentru că să e important. Să-l încheiem. Tot acolo vom ajunge. Da, tot acolo. Deci, în momentul în care avem probleme de supraviețuire, tot pe kitul acela ne bazăm, nu până la urmă. Este foarte important să avem și o sursă de foc, o brichetă sau o lupă, cum spunea și dumneavoastră, o lupă de dimensiuni mari. Discutăm care, noi înainte de emisiune. Da. Cu care se pare că putem iniția un foc. Dacă suntem într-o zonă izolată, este important să fim capabili să ne încălzim pentru a nu intra în hipotermie. Am mai putea să mai precizăm, probabil că se pot folosi și chibrite. Mulți dintre specialiști spun că nu e bine să folosești chibrite deoarece se pot uda. Însă există o metodă de a le face impermeabile și anume scufundarea în ceară topită. Este o metodă pe care o învață chiar și copiii la școală, la anumite discipline. E o metodă simplă până la urmă. De ce? Ceara până la urmă are proprietatea, în momentul în care este topită, este absorbită de către lemn. Chibritul nu va mai absorbi apa, să spunem că, nu știu, e o furtună foarte mare și atunci în kitul de supraviețuire ai aceste chibrite într-o cutie, poate într-o pungă de plastic și da. Poate intra apa totuși acolo, nu știi ce se poate întâmpla, că mulți spun noi dacă e în plastic, gata, dar știm că se mai da. Întâmplă și atunci se poate lua o măsură suplimentară. Eu zic că e interesant să explicăm lucrurile astea, poate unora li se pare plictisitor, însă de asta am și insistat să discutăm, pentru că lumea în general nu prea află, pentru că mulți se gândesc, nu are rost să ne batem capul să explicăm lucrurile astea, că oricum nu se întâmplă și chestia asta cu nu se întâmplă am văzut că duce de multe ori la situații tragice. Da, nu este o filozofie tocmai bună de viață să-ți spui, mie nu mi se poate întâmpla. Trebuie să faci scenarii, nu neapărat să ne gândim la ce este mai rău. Nu neapărat în sensul de a fi paranoici și de a ne gândi la ce este mai rău. Însă de a ne pune cumva ordine în viață și în lucruri și să ne gândim dacă totul s-ar întâmpla, ce aș face? Un dacă nu strică. Nu. Revenim la kitul de supraviețuire. Revenim da. dacă deci rămăsesem la sursă de foc. Am discutat despre apă, îmbrăcăminte, alimente neperisabile, cod mic, de dormit. Trusă medicală. Și da. Spuneam că e important să existe o bază de medicamente acolo în cazul în care avem boli cronice. Ce se întâmplă în cazul în care nu avem apă, nu avem sursă de apă? Ce ar trebui să avem în kitul de supraviețuire ca să ne putem obține apa eventual, ori din natură, ori prin anumite fenomene naturale?
după cum am spus, ideal este să avem... Să avem apă. Să spunem că să poate nu apă. Avem un spațiu în rucsac sau nu putem căra foarte mult cu noi, avem un rucsăcel mic, da. Poate la nivelul unui ghiozdănel de școală și atunci ce am putea să băgăm acolo în așa fel încât să putem un să... Un mic recipient pe care să-l putem așeza pe foc, pentru că, de exemplu, dacă avem totuși o sursă de apă undeva, o sursă de apă fie curgătoare, fie stătătoare, în momentul în care o fierbi, acea apă, poți să o consumi fără a fi pus în pericol de îmbolnăvire. Deci, un mic recipient în care putem fierbe apa. Dacă mai încape în acel kit de supraviețuire și un arzător cu baterie sau cu gaz, este ar și mai bine. Dar, însă, dar deja vorbim volumul. Despre lucruri prea voluminoase și poate nici neapărat foarte viabile, fiabile. Ar trebui ca în acest kit de supraviețuire să avem și eventual niște copii ale unor documente foarte importante în folie, înfoliate? Da. Pentru că am auzit da. Specialiști care spun și lucrul ăsta. Spun, domnule, s-ar putea casa să nu mai ai. Da. Și ulterior poate da. Casa asigurată. Și te duci la compania de asigurări care știe că nu mai ai niciun document, nu reprezentanții companiei știu, și atunci te trezești da. Că nu mai vor să mai recunoască anumite sigur. Lucruri. Cum se procedează în acest caz? Sigur, sau fie, ce importanță avem la noi? Ce documente? Da. Fie documentele în original, fie documentele în copie, ne referim la buletin, la certificat de naștere, la documentele de proprietate asupra imobilului, chiar și cardurile pot fi așezate într-o pungă de plastic și așezate în acel rucsac. De asemenea, o hartă a zonei este iarăși foarte, foarte utilă, sau o hartă a țării, pentru că nu e... Și o busolă cred că ar fi ceva extraordinar de folositor. Și o busolă la fel, da, foarte, foarte important. Asta în cazul în care ajungem în zone izolate. Este utilă o busolă. Altfel, într-un oraș, practic, cred că dacă suntem în orașul în care ne-am născut, putem să ne orientăm cât de cât ok. Știu că reprezentanții ISU, în cazul unor calamități, anunță populația, se fac tot felul de campanii, inclusiv se anunță cu ajutorul unor megafoane și mașini prin orașe sau prin localități, faptul că urmează un pericol. Ce se întâmplă? Cum ar trebui să procedeze un cetățean în momentul în care aude că există un astfel de pericol? Și acest kit? Și ce trebuie să facă? Practic tot ce are de luat e acel kit, că în rest mă gândesc nu are timp să-și mai ia pisica, purcelul, cățelul și alte lucruri. De exemplu, dacă acest ordin de evacuare, cum spuneți, este anunțat prin intermediul sirenelor pe care probabil devenii și nu numai devenii, practic hunedorenii care locuiesc în municipii sau în orașe mai aud aceste semnale, pentru că din timp în timp noi executăm exerciții de verificare a acestor sirene. Deci în cazul în care se dă un asemenea semnal, este clar că oamenii trebuie să își părăsească locuința și în funcție de tipul mesajului, fie trebuie să se adăpostească în subsolul blocului unde în mod normal ar trebui să existe asemenea buncăre care să ne protejeze. Care din păcate sunt boxe unde se simt castraveți. Nu neapărat. Eu la unde locuiesc există un asemenea... Păi să știu vecinii că locuiesc. Nu are nicio legătură. Există un asemenea adăpost în blocul în care eu locuiesc, dar un asemenea adăpost care are... În blocul în care eu locuiesc nu există pentru că nu a fost proiectat blocul așa. Inclusiv nu v-ar veni să credeți. Ventilator, are inclusiv filtru pentru diferite substanțe toxice și așa mai departe. Dar dacă... Da, interesant. Mă bucur că a fost proiectat blocul așa, pentru că blocul în care locuiesc eu nu a fost proiectat așa. Subsolul are jumătate de metru înălțime atât și sunt țevi pe acolo. Deci e o problemă. Așa a fost proiectat. Și a fost proiectat acum vreo 30 de ani, 40, hai să zicem. Deci e totuși în mod normal interesant. În mod normal ar fi trebuit fiecare bloc de locuințe, fiecare locuință ar trebui să aibă un spațiu din acesta de adăpostire. Mă bucur că ați precizat lucrurile astea, pentru că trebuie spuse și trebuie știute. Și ce facem dacă nu-l avem?
Dacă nu putem l-avem, ieși în fața blocului sau cum procedăm în situații? Dacă nu-l avem, de exemplu, înainte de a se produce asemenea evenimente, membrii familiei trebuie să-și stabilească un loc de întâlnire. Adică dacă se produce un cutremur și un membru este la serviciu, celălalt este la școală, un altul este acasă, ei din timp trebuie să-și stabilească un loc de întâlnire undeva într-o piață publică sau într-un loc pe care și-l, într-un parc sau într-un alt loc pe care și-l aleg, și într-o situație din aceasta extremă să știe că se pot întâlni toți acolo. Interesant. Da. De multe ori, mai ales când sunt copii la școală, părinții își fac griji, vai de mine ce se întâmplă. Trebuie să le spunem că în școli, mai ales, acolo există un sistem foarte bine pus la punct, în așa fel încât acolo chiar se aplică toate normele ca la carte. Știu că instituția noastră monitorizează destul de atent ce se întâmplă, da, există în unitățile periodic de învățământ. Deci acolo chiar să nu-și facă probleme, da, că șansele cele mai mari de supraviețuire sunt acolo, nu în instituțiile publice. De învățământ există periodic întâlniri cu elevii în care li se prezintă diferite scenarii, diferite situații, dar nu numai atât. Școlile sunt subiectul unor controle foarte, foarte amănunțite. Colegii mei verifică practic tot ce ține de, exact, de siguranța la incendiu, de la instalația electrică, la instalația de încălzire, la căile evacuare, de evacuare, tot, la subsol, la paratrăznet, geamuri, absolut toate detaliile sunt luate în considerare și verificate pentru a fi conforme. Iar pe de altă parte, copiii sunt învățați ce trebuie să facă în cazul în care izbunește un incendiu în casă sau sunt într-o localitate unde se produce un cutremur sau se află într-o zonă în care apare o viitură. Sunt lucruri utile, sunt lucruri pe care noi credem că acești copii le duc cu ei, sunt informații pe care ei le duc cu ei în familiile lor și acolo ei practic sunt agenții noștri și duc aceste mesaje în familiile lor. Și de multe ori le atrag atenția părinților care, fiind ocupați cu viața de zi cu zi, cu stresul acesta al locului de muncă stabil, al supraviețuirii până la urmă, supraviețuirii urbane, da, poate uită să se mai informeze sau să mai țină cont de anumite lucruri și iată că cei mici sunt factorii care pot să influențeze și să salveze poate chiar întreaga familie. Dacă ați participat la o asemenea lecție cu elevii, ați fi văzut că ei știu când trebuie să sune la 112, în ce situații, care sunt tipurile de risc. Ei cunosc tipurile de risc din județul Hunedoara. Și le cunosc mai bine decât mulți decât maturii. Da, da. Ei știu care sunt tipurile de risc, știu că în județul Hunedoara pot apărea inundații, pot apărea furtuni, suntem într-o zonă protejată din punct de vedere al cutremurilor, însă se pot ivi și cutremurele acestea punctuale. Ați văzut în anul trecut au fost câteva cutremure ce ne-au afectat. Cutremure care au avut epicentrul în zona Hațegului, chestie care nu era cunoscută și nu... Apropo de la noi nu există risc sau nu se poate? Okay, da, da, dar au fost cutremure de mică adâncime și cutremure care nu au produs niciun fel de pagubă. De mică, da. Da. Dar de asemenea, copiii știu că incendiile de pădure sau incendiile de vegetație sunt un alt risc în județul Hunedoara. Eu sunt surprinsă și încântată de ceea ce văd atunci când ne întâlnim cu copiii. Da, eu zic că e un lucru bun, pentru că până la urmă așa se poate da o educație sănătoasă prin modele și dacă pornesc aceste modele de la copii e foarte bine. Se întâmplă de foarte multe ori ca unii părinți să spună, domnule, dar nu are rost să discute despre incendii, despre calamități, că sunt clasa 8-a sau clasa 12-a, dau bacul, dau examene de evaluare, tot felul de lucruri și nu le dă la examen noțiuni legate de supraviețuire. Și vă întreb acum, nu ar fi poate interesant ca aceste examene de absolvire să conțină și noțiuni de supraviețuire, că se tot discută acum de o reorganizare a sistemului de învățământ? Da, eu cred că orice vine în domeniul acesta practic în sistemul de învățământ românesc este foarte binevenit. E, după
Cum știți, sistemul românesc de învățământ este unul axat pe teorie, foarte mult pe teorie. Și pe învățat pe de rost, trebuie să o recunoaștem. Acum este în schimbare, este într-o perpetuă schimbare. Poate că este momentul, poate că este momentul să se producă niște schimbări și pe lângă lucruri practice. Dar această schimbare s-ar putea să fie una chiar folositoare, nu? Dacă ținem cont de... Pe lângă lucrurile practice, poate că, așa cum dumneavoastră sugerați, ar fi ideal să se realizeze și asemenea cursuri de supraviețuire. De altfel, tehnici de supraviețuire. Ar fi extraordinar. De altfel, tehnicile de supraviețuire, ați văzut că au fost subiectul unei emisiuni care a avut un rating extraordinar. Exact, exact. Deci, până la urmă, cred că contează normal și cum prezinți ceea ce înseamnă o tehnică de supraviețuire. Contează și asta, însă acea emisiune a avut un rating extraordinar, semn că oamenii sunt interesați de așa ceva, contează doar să știi să împachetezi lucrurile și să le prezinți. Apropo de interesul oamenilor, acum câțiva ani am participat la o tabără de vară care printre elementele de bază avea ca subiect, da, așa, o părticică destul de mică, un mic seminar despre supraviețuire. Și erau adunați cei participanți de acea tabără în grupuri și li se dădea o anumită tematică, li se prezenta o situație, spre exemplu, nu știu, ești într-o casă, vine viitura, ce ai avea nevoie să ai în kitul de supraviețuire la îndemână. Și lucru foarte interesant, dintre cei prezenți erau intenționat introduși în grup niște persoane care chiar se pricepeau. Și în momentul în care discutau cu ceilalți 5-6, ei trebuiau să dea un singur răspuns. Deci trebuia să se hotărască cine e liderul și alegea un singur kit de supraviețuire cu anumite lucruri. Ce credeți? În cele mai multe cazuri, chiar cel care se pricepea cel mai bine nu era băgat în seamă. Și a domnule, dar cu asta mă ocup, nu ne interesează. Uite, noi punem acolo, ne trebuie un kilogram de portocale. Nu mai punem, un calculator, mai ne luăm și televizorul cu plasmă din sufragerie, îl cărăm cu noi că poate trece calamitatea și îl folosim. Iată că sunt totuși situații în care, chiar dacă este cineva care se pricepe, ne putem trezi că nu-l ascultăm. Cum ar trebui totuși să reacționăm în situații de genul acesta? În momentul în care sunt mai multe persoane și toți ne convin, nu trebuie să faci asta, chiar dacă tu știi să faci. Care ar trebui să fie metoda noastră de a-i convinge pe ceilalți că greșesc? Cred că în orice domeniu trebuie să dăm întâietate specialiștilor. N-avem cum să le știm noi pe toate în orice domeniu, pentru că asta e un om care se ați pregătește... Ați văzut deși important inspectoratul pentru situații de urgență, tocmai de asta, pentru că sunteți specialiști pe acest domeniu. În general, în viață este important să-i asculți pe cei care știu lucrurile cele mai multe într-un anumit domeniu, care sunt lideri într-un anumit domeniu. Cel puțin așa cred eu. Dacă ni se pare nouă că alte lucruri sunt importante, să ne gândim la ce utilitate au acele lucruri de care noi credem că nu ne putem dispensa. Da, așa e. Apropo de, tot discutăm de calamități, am văzut imagini la televizor cu toții, în cazul în care erau anumite inundații. Mulți dintre cetățenii, în momentul în care li se spunea părăsiți casa, spuneau nu părăsesc casa pentru că e vițica în grajd. Sau am purcelușul pe care nu pot să-l părăsesc. E agoniseala mea de viață, stau aici, mor aici. Ce se poate face în cazul acesta? Pentru că sunt niște tendințe, să spun, culturale și știm că omul, românul în general, este apropiat de natură. Nu mai vorbim de Miorița și de alte balade, dar știm că noi românii suntem legați de natură, de glia strămoșească, de animale, câinele prietenul omului, nu? Și foarte multe alte elemente. De multe ori omul de la țară, mai ales omul simplu, spune mai bine mor eu, dar să se salveze animalul sau calul sau... Sunt fapte reale, sunt fapte concrete, cu care presupun că v-ați și lovit, ca și instituție mă refer, la anumite situații.
În județul Hunedoara, din câte știu eu, cel puțin în ultimii 7 ani, nu s-a pus problema unei evacuări a populației în nicio zonă, din fericire. Iar dacă ordinul de evacuare vine, de obicei oamenii sunt sau oamenilor li se recomandă să își evacueze și animalele. Adică nu putem spune că oamenii sunt obligați neapărat să-și lase toată agoniseala. V-am spus, acel gen de inundație sau de catastrofă previzibilă apare într-un interval de timp care îți permite să realizezi o evacuare completă, inclusiv a animalelor sau a bunurilor din casă sau a altor chestiuni care sunt importante pentru fiecare dintre noi. Da, este important ce ne-a spus și sper că telespectatorii noștri au reținut. Oricum, dacă vor mai apărea întrebări din partea telespectatorilor, sper să reușim să le răspundem într-o altă emisiune viitoare. Din păcate, timpul alocat emisiunii noastre s-a scurs. Vreau să vă rog dacă aveți un mesaj de final în ceea ce privește situația de urgență să le transmiteți telespectatorilor noștri. Un mesaj foarte important, este că la începutul săptămânii viitoare, din 16 până în 18 iunie, județul Hunedoara este gazda unui concurs deosebit de important rezervat pompierilor profesioniști. Este vorba de competiția națională de descarcerare și de acordare a ajutorului medical. Este o competiție națională care se organizează în fază zonală în județul Hunedoara. Vor participa specialiști în descarcerare și paramedici care vor acorda primul ajutor din 5 județe. Ne referim la Arad, Alba, Timiș, Caraș și Hunedoara. Este o competiție foarte importantă. Este o competiție care va scoate la lumină practic tot ceea ce este mai bun în domeniul acesta al descarcerării din autovehicule și a acordării ajutorului medical. Mă bucur că ați precizat acest lucru. Sper că telespectatorii noștri au reținut. Deci este vorba despre perioada 16-18 iunie. Da. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea Dezbaterea zilei de astăzi. Sunt Paul Țoța, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de InfoHD. La revedere!